melodia se numește Lelele Mândrelele. Împreună cu maestru Fulgi, cu Igre. Thank you.
Fulgi, domnilor Fond, băieți, concentrați-vă! Domnul Cristin, du-te și tu pe acolo, pe la doamnă. Vă rog să fie... Atenție să fie, atenție la melodia asta, pentru că este melodia sufletului meu. Am iubit-o pe Marea Doamna cântecului popular românesc, Maria Tănase, Dumnezeu să o odihnească în pace.
urmează o melodie frumoasă care se numește Bobârlica lui Viorica. Pentru toate bobârlicile astea frumoase de aici, când mă uit la voi, una mai frumoasă decât alta. Ascultă cu mine, bineînțeles.
în registru, adică eu pot să cânt și populară și lăutărească și muzică de club și ce vreți dumneavoastră. O să invit toba mea verde și fetele mele pe scenă. Hai fetele, să mai limpezim ochii domnilor și ale doamnelor, bineînțeles, pentru că am un mesaj pentru doamnele mele. Dragile mele, oricât de ocupate ați fi, pentru că și eu sunt la fel ca și voi, mamă, am și bărbata și copii și căței, nepoți urmează, trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, să nu uităm niciodată că suntem femei și trebuie să ne întreținem, măcar la 50 de ani să arătăm ca la 30, nu-i așa? Eu, uite, vă fac o întrebare vouă. Dacă vreau să mă operez la stomac, credeți că e bine? Vă neau, mamă. Păi de ce? Dacă aș arăta și eu peste 2-3 luni așa ca fetele astea, cum ar fi, a? Nu e bine, nu e corectă?